Sala Mare a Teatrului Tudor Vianu a găzduit duminică 23 iunie adunarea generală extraordinară a Organizației Municipale a PNL Giurgiu. Peste 500 de oameni au fost prezenți la evenimentul, în urma căruia a fost aleasă o nouă conducere a liberalilor din municipiu. A fost o ședință destul de tensionată la început și, pentru că erau anticipate discursuri pătimașe, președintele interimar al PNL Giurgiu, Răducu Filipescu, a avut de la bun început un mesaj clar pentru colegii săi. Înainte de a vă spune bine v-am găsit, pentru că sunt deja cetățean al județului Giurgiu aproape. Da, vă dau imediat cuvântul, domnule Iliescu, dar aș vrea să vă rog un lucru. În primul rând trebuie să înțelegem că suntem liberali. Avem în sală musafiri de la alte partide. Partidul Național Liberal, un partid tânăr, dar în același timp bătrân. Bătrân prin ani, tânăr prin ceea ce reprezintă el și cât tineret avem astăzi și aici în sală și în toată țara. Eu v-aș ruga, stimați prieteni, să nu ne facem de râs. Eu v-aș ruga să fim demni, să câștigăm sau să pierdem cu demnitate. Din păcate, așa cum v-am prezentat și în știrile Valahia TV, pornind ședința cu un fel de reclamație a lui Gheorghe Spoială, continuând cu solicitările repetate ale lui Lucian Iliescu de a lua cuvântul și încheind cu discursuri ce au conținut atacuri la adresa colegilor, cei din tabăra fostului președinte al PNL Giurgiu nu s-au bucurat de suport din partea colegilor liberali. Au fost întrerupți adesea de huiduieli și chiar opriți la un moment dat de către cei din sală. Dincolo însă de acest aspect, liberalii au avut parte și de discursuri motivante privind viitorul organizației PNL din partea colegilor lor, dar și a invitaților speciali. Permiteți-mi să vă transmit salutul Organizației Județene a Partidului Poporului Dan Diaconescu. După cum știți, Partidul Poporului Dan Diaconescu este un partid relativ tânăr care a participat pentru prima oară în alegerile locale de anul trecut. Tocmai s-a încheiat un an. Ei bine, în acest an, de când noi suntem prezenți în administrația publică prin consilierii noștri, avem 10 consilieri la municipiu, 5 consilieri la județ, peste 150 în organizațiile locale și 2 primari. Am avut o colaborare foarte bună cu partidul dumneavoastră și mulțumesc pe această cale domnului președinte al Consiliului Județean, Vasile Mustățea, unde am găsit întotdeauna un bun camarad de discuții. De asemenea, am avut o colaborare foarte bună cu cei 10 consilieri de la Consiliul Local și îi felicit. Noi vă urăm mult succes la lucrările conferinței dumneavoastră, să dea Dumnezeu să iasă bine. Nu putem să trecem neobservat și din partea noastră și din partea comunității locale, faptul că domnul Beanu este aici, prezent, în mijlocul dumneavoastră. Asta înseamnă că Partidul Național Liberal este un partid care știe să-și recunoască greșelile. Respectăm tot respectul nostru pentru asta. În numele președintelui Organizației Județene PSD, în numele Organizației Județene PSD, dorim succes lucrărilor adunării generale a Organizației Municipale Giurgiu și, de asemenea, de ce nu, dorim succes lucrărilor Organizației Județene pentru săptămâna viitoare. Vreau să vă asigur că Partidul Social Democrat este un partener al Partidului Național Liberal la nivel județean și național, că vom face tot ce este în putință pentru ca programul USL-ului, programul de guvernare și, de asemenea, să avem un președinte al țării din cadrul USL, vom depune toate eforturile noastre alături de dumneavoastră în viitor. Vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc mult succes în activitate. În acest context al alegerii președintelui Organizației Municipale a PNL Giurgiu au luat cuvântul mai mulți reprezentanți de seamă ai partidului. Mă bucur că sunt astăzi aici în fața dumneavoastră, că sunt împreună cu dumneavoastră, colegii mei dintotdeauna, colegii mei cu care am muncit în toate alegerile, lângă care am fost alături și ei alături de mine. Recunosc că la un moment dat, într-adevăr, am vrut să îndepun candidatura pentru postul de președinte al organizației municipale. La o analiză
făcută cu mine însumi și cu ceilalți colegi pentru binele Partidului Național Liberal, pentru binele comunității orașului Giurgiu, am hotărât că cel mai bun candidat în momentul de față și cu șanse în viitor de a conduce organizația municipală și de ce nu a recâștiga primăria, este domnul fost președinte al Consiliului Județean, actual membru și coleg al nostru, domnul Beianu, la care îi urez succes. Vreau să încep cu lucrul cel mai important pe care consider că trebuie să-l fac eu și mai consider că trebuia să-l facă cineva și îmi cer eu scuze în numele dumnealui, să vă mulțumesc pentru alegerile de anul trecut, să vă mulțumesc pentru munca care ați depus-o în organizația municipală. N-are rost să răspundem. Eu am venit doar să vă mulțumesc. Vă rugăm frumos, domnul Iliescu. Obișnuiți-vă. Am rugămintea la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că de fiecare dată atunci când partidul v-a convocat, v-ați mobilizat inclusiv astăzi pe o zi foarte călduroasă, am dat dovadă că putem să umplem o sală ca aceasta și sunt convins că am fi putut mult mai mult de atât. Partidul Național Liberal este o forță la Giurgiu. Este o forță prin dumneavoastră, este o forță prin ceea ce s-a muncit în toți acești ani, inclusiv în perioada în care domnul Iliescu a fost primar, în perioada în care domnul Preda a fost președinte, în perioada în care eu am fost președinte și sunt convins că se va munci foarte mult și de acum încolo. Vreau să fac o simplă recomandare ca prieten al multora dintre dumneavoastră. Eu personal, Petcu Toma, îl susțin deschis și cu foarte multă, să spunem, prietenie și căldură pe domnul Beanu. Dintr-un motiv foarte simplu, acela pentru că așa cum mi-am dorit anul trecut să câștigăm primăria Giurgiu, îmi doresc în 2016 să recâștigăm primăria Giurgiu. Și să dovedim că nu a fost vina organizației de partid, să dovedim că munca noastră este valabilă pentru un candidat puternic, pentru un candidat care poate să ne ducă acolo. Vreau ca în capul mesei, la partid, să avem un om care prima dată să gândească pentru dumneavoastră și cu ce poate să vă ajute și abia pe urmă pentru el și pentru familia lui. Nu aș vrea ca vreodată când se discută lista de deconcentrate în capul listei să fie eu sau soția mea sau să fie domnul Beanu sau soția dumnealui. Vreau să fiți dumneavoastră cei din sală care ați muncit și veți munci în continuare pentru Partidul Național Liberal. Domnul Toma, vă rog să închideți. Imediat, domnul președinte. Vă mulțumesc încă o dată pentru mobilizarea de astăzi și vă mulțumesc de câte ori Partidul Național Liberal v-a convocat că ați fost prezenți. Mulțumesc încă o dată și o zi bună. Stimați colegi, trebuie să vă spun că cu multă sinceritate că eu sunt emoționat astăzi. Mă simt onorat că ați dat curs invitației noastre pe această căldură să veniți astăzi la un moment important în viața noastră de partid. Ciclic, în viața oricărui partid, au loc alegeri. Astăzi au loc alegeri în organizația noastră municipală. Pentru mine, aceste alegeri constituie un început nou, constituie un pas pentru recâștigarea primăriei municipiului Giurgiu. Stimați colegi, am luat cuvântul în mod special pentru a vă spune că eu sunt cel care l-a propus pe domnul Beanu să candideze pentru funcția de președinte al organizației municipale și îi mulțumesc pe această cale domnului deputat Teodorescu și domnului consilier județean Ovidiu Andrei, care își manifestase dorința de a candida și dânsii pentru această funcție. I-am rugat să analizeze cu atenție, pentru că noi trebuia să avem un președinte, să alegem astăzi un președinte, trebuie să alegem astăzi un președinte
care să fie capabil ca în 2016 să recâștige primăria pentru PNL și, așa cum a spus domnul Ilescu, să o conducă cel puțin 4 mandate. Vin astăzi să vă spun că îl susțin pe domnul Băianu cu fiecare celulă a mea, din tot sufletul, și vreau să nu uitați că odată cu domnul Băianu s-a întors în partidul nostru încă două personalități ale noastre. Este vorba despre domnul avocat Ujeniuc Dragoș și despre doamna avocat Mihu Georgeta. Astăzi sunt și dânsii pe lista biroului și vă recomand din tot sufletul să-i votați și pe dânsii. Sper că astăzi să alegem un birou care să ne conducă spre recâștigarea primăriei municipiului Giurgiu. Doamne ajută! După alte discursuri ce au conținut acuzații la adresa candidatului Dumitru Beianu, le-a vorbit liberalilor și Dragoș Ujeniuc. Referitor la mârșăvia de a contesta pe domnul Beianu, conde o mârșăvie fără pereche. Eu sunt mândru că fac parte din echipa de trădător al lui Beianu. Și un ultim aspect vreau să le țineți. S-a auzit aici o voce care contesta numirea sau aprobarea candidaturii domnului Beianu, că s-a hotărât nu știu ce forum al liberalilor ca domnul Teodorescu să fie acela care candidează. Din fericire, domnul Teodorescu a lămurit-o într-un cuvânt foarte repede, dar uluitor este faptul că aceeași voce uită că ceea ce declanșa plecarea din partida mea a domnului Beianu s-a întâmplat în anul trecut. Și atunci când în cadrul statutar s-a hotărât un candidat la președinția Consiliului Județean. Iar persoana care astăzi se dă de ceasul morții că nu Teodorescu este candidat, ci Beianu, hotărăște de unul singur ceea ce, împotriva voinței și hotărârii luate în cadrul statutar. Iată județenii care, pe mine mă îndreptățesc să spun că iată a venit momentul. Salut acest moment în care, cu adevărat, la liberal, nu mai ascultăm o singură voce. Votați cu cine vreți, aveți pe cine vota și sunt convins, după manifestările dumneavoastră, și vă rog, chiar ceea ce vă ruga și domnul președinte Filipescu, să renunțați la invective, să renunțați la fluieturi, la proteste vehemente, lăsați oamenii să-și spune punctul de vedere și să se facă singur de râs. După momentul discursurilor s-a trecut la vot, au fost aleși cei 9 vicepreședinți, 11 membri și 7 membri supleanți ai organizației municipale și, bineînțeles, președintele. Dumitru Beianu a câștigat cu 285 de voturi în defavoarea lui Ionel Muscalu, cel care a obținut doar 35 de voturi. Vă mulțumim că ați rămas până la final. A fost foarte obositor, a fost un maraton, dar mai mult decât atât, spun colegii din comisie, că au fost cele mai libere și mai disputate alegeri din ultimii 10 ani în PNL, evident. Ceea ce reprezintă un început. Acum, două idei aș vrea să mai expun. În orice vremuri, guvernanții au 4 mari îndatoriri față de comunitate. Siguranța cetățeanului, bunăstarea populației, aplicarea legilor și promovarea adevărului. Vă propun să începem în PNL și dinspre PNL, spre această comunitate minunată, promovând adevărul, făcând lucruri sincere, de bun simț, pentru oameni care așteaptă de la noi foarte multe și cărora le suntem cu toții datori.
Vă promit o conducere colectivă, o conducere cu două sensuri de comunicare, dinspre biroul politic ales astăzi, spre președinții de organizații de cartier, spre toți activiștii și simpatizanții noștri, dar și reciproc, suntem dispuși în orice moment să primim, pe lângă problemele fiecăruia, care sunt toate foarte importante, și sfaturi, și soluții, și propuneri pentru tot ce va însemna activitatea noastră până anul viitor, când vor avea loc iarăși alegeri la termen. Ne așteaptă un an în care va trebui să reevaluăm și să încercăm să completăm acolo unde este nevoie organizațiile de cartier, pentru că anul 2014 va cuprinde, după cum știți, alegerile europarlamentare. Va fi un test foarte important pentru noi, cel puțin în fața conducerii centrale, și va trebui să dăm dovadă că aceste schimbări care se vor finaliza sâmbătă, sunt convins, prin alegerea domnului Mustățea în funcția de președinte, reprezintă un pas înainte pentru PNL Giurgiu și implicit șansa noastră de a redeveni una din organizațiile fruntașe la nivel național. Tot în 2014 avem alegerile prezidențiale, prima dată când PNL poate promova un președinte al României în persoana domnului Crin Antonescu. Va trebui să fim pregătiți și să avem și noi un aport consistent la acest proiect atât de măreț. Dar, fără urmă de egoism, pentru noi cel mai important an va fi anul 2016. Anul 2016, când spun specialiști, s-ar putea să fi încheiat această criză economică atât de greu de suportat pentru fiecare dintre noi. Anul 2016, când este posibil ca Uniunea Social Liberală să-și încheie acest mandat al existenței și să dea Dumnezeu să continue un altul. Anul 2016 probabil va fi primul an când vom accesa deja banii europeni din al doilea exercițiu bugetar, comunitar, și acest lucru va însemna fără doar și poate investiții în județul Giurgiu, locuri de muncă și toate beneficiile conexe. Să dea Dumnezeu să avem încă un motiv de bucurie. Anul 2016 să fie anul în care PNL va recâștiga primăria municipiului Giurgiu. Mulțumesc pentru sprijin, facem echipă! Sunt un om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de mister. Am văzut și trenuri cum s-au dus, fără de folos. Ficțiunea a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre bolul plus, iar deasupra mea, al Dumnezeu.